discutăm în cele ce urmează cu Tanțoș Barna, fost ministru al mediului și deputatul DMR, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Dacă mă auziți, domnule Tanțoș Barna? Bun, ne auzim în aceste momente? O să încercăm să refacem această legătură. Așa cum spuneam, vorbim despre o sesiune extraordinară. Parlamentarii, mai exact deputații, au fost convocați astăzi în ședință de la ora 15 pentru a veni cu acest proiect pentru măsuri de gestionare a populației de urși. Este proiectul principal pe ordinea de zi. Vorbim despre un proiect care a stat, de altfel, în sertarele Parlamentului luni bune. Iar asta pentru că am văzut până acum nimeni nu a fost interesat de modificarea legislației, iar această legislație se modifică după ce am văzut tragedia în urma căreia o tânără de 19 ani și-a pierdut viața în timp ce se afla pe o drumeție în Bucegi. Vorbim cu Tanțoș Barna, a fost refăcută această legătură, deputat UDMR, fost ministru al mediului. Vă mulțumesc pentru prezență. Ziua, senator. Vă rog, îmi cer scuze. Domnule Tanțoș Barna, vă rog frumos să ne spuneți de ce este important acest proiect de lege și de ce vine el atât de târziu. Ani de zile nu a avut clasa politică curaj să trateze această problemă, inclusiv prin intervenția în populația de urși, pentru că nicăieri în lume, nicăieri în Europa, în niciun stat membru UE, unde există o populație semnificativă de urși brun, nu există management cinegetic și managementul speciei fără intervenția în populație. Din 2016 până în 2021 era practic imposibil. Din 2021 am început demersurile pentru a fundamenta această intervenție prin prevenție, prin cotă de prevenție, astfel încât în zonele cu cele mai multe probleme, cele mai multe atacuri la adresa oamenilor și la cele mai multe pagube ca valoare, ca număr, generate de atacurile de urs, să există o măsură preventivă de eliminare a celor exemplare care ar putea să cauzeze daune sau care ar putea să atace cetățeni. Intervenția cu siguranță se poate face doar prin vânătoare. La acest nivel, sigur, este o dezbatere destul de aprinsă în societate cu privire la rolul și rostul intervenției prin vânătoare, dar dacă ne uităm la toate statele membre UE unde se face acest management, sunt pentru fiecare problemă metode, soluții adecvate. În cazul apariției urșilor în intravilan, există o anumită categorie de soluție. Pentru protejarea fermierilor sunt alte soluții, gardurile electrice, de exemplu. Pentru limitarea creșterii anuale a populației de urși brun există această cotă de intervenție. Am văzut inclusiv din analizele făcute de Fundația Caspeție, în parte așa se numește această fundație, care face o analiză destul de detaliată a populației de urs din zona Făgărașilor, că și acolo, an de an, crește populația de urs brun cu 10 și ceva la sută, între 10 și 15% este creșterea anuală. Acest lucru înseamnă că fără o intervenție preventivă și o limitare a creșterii, populația de urs brun se poate dubla în România în 10 ani. Domnule, se va duce și își va căuta alte habitate noi și așa apar județele cu probleme pe harta României, așa apare ursul în zona de DDA și de șes și aceste soluții trebuie aplicate cu curaj și cu fundamentare științifică. Spuneau specialiștii, domnule Tanțoș Barna, că există o problemă din cauza faptului că în aceste momente habitatul urșilor nu mai este așa cum îl cunoșteam noi, din cauza faptului că s-au tăiat foarte mult pădurile și totodată urșii nu sunt hrăniți, aceasta fiind una dintre principalele cauze pentru care îi vedem că sunt atât de des printre noi în zonele populate. Ar putea fi făcute modificări sau intervenții și sub aceste aspecte? Ambele abordări sunt total false. Dacă nu ne crede cineva, se întrebe la WWF dacă suprafețele împădurite din România au crescut sau au scăzut. Există un studiu făcut de WWF care arată că au apărut între 500.000 și 1 milion de hectare de păduri noi în România după aderarea la UE. Aceste suprafețe, majoritatea acestor suprafețe vin
vine din împăduriri naturale, pe pășunile alpine sau pe pășunile nefolosite, pe fânețele necosite. Deci în România suprafața împădurilor crește an de an, nu scade. Adevărul este altul, că deranjăm din ce în ce mai mult animalele sălbatice în pădure, prin turism, prin ATV, cu ATV-uri, cu chipuri, cu intrarea în pădure pentru diverse scopuri, inclusiv pentru culegerea fructelor de pădure, pentru exploatările forestiere. Deci avem o prezență din ce în ce mai mare a omului în habitatul natural al ursului. Acest lucru este adevărat, dar este fals că au scăzut suprafețele împădurite. Pe de altă parte, rănirea animalelor sălbatice peste o anumită măsură nu este recomandată nicăieri. Cu siguranță, hrănirea animalelor sălbatice face parte din managementul cinegetic. Se folosește și la mistreț, și la cerb, și la căprior, și se poate folosi și la urs, dar nu este o soluție. Deci nu putem transforma animalele sălbatice și nici populația de urs brun în România într-o specie care este hrănită cum este hrănit porcul în graș sau vaca în graș. Și acolo intervenția trebuie să fie doar în anumite situații, intervenție limitată, și nu putem să ducem camioane de porumb în pădure ca să hrănim urșii, ca să nu mai vină spre zone locuite. Deci populația trebuie să fie în așa fel administrată încât să nu există o creștere prea mare a populației de urs brun și să nu există această presiune către zonele locuite, și acest lucru trebuie lăsat în mâna specialiștilor. Tocmai de aceea, din acest studiu, a reieșit un număr de 426 de exemplare care pot fi extrase anual, și prin această extragere nu se intervine în mod negativ asupra, sau nu există o influență negativă asupra populației de urs brun, motiv pentru care am propus inclusiv în proiectul de lege această cifră dată de specialiști. Nu putem noi nici la televizor, nici în altă parte să decidem cum și în ce fel să hrănim urșii ca să nu mai vină la vale.